Hey bro, you Korean? Păi și m-am uitat la el și am zis: băi, cred că e destul de simplu să-ți dai seama că nu sunt corean. Și vedem că omul nu m-a lăsat să intru. Chestii care s-a întâmplat la 4 cluburi consecutiv. Deci am căutat treaba asta pe net înainte să văd dacă se poate intra acolo. Și am citit că nu se poate intra și că nu o să fii lăsat să intri. Dar am zis, băi, totuși, haide să o forțăm, haide să vedem ce se întâmplă. Și nu am fost lăsat să intru, dacă vă vine să credeți așa ceva. Dragi prieteni, la edit mi-am dat seama că acest clip va fi unul extrem de lung și totodată am realizat că trebuie neapărat să vă fac așa o scurtă introducere. Deci în acest video o să vă prezint lucrurile care mă deranjează pe mine aici în Coreea de Sud. Sunt lucruri mai importante și lucruri mai puțin importante, dar ce este important e faptul că m-am gândit să fac acest clip de-a lungul călătoriei mele printr-o zonă a țării deloc turistică. Așadar, vă sfătuiesc să vă înarmați cu multă răbdare pentru a-l asculta pe tânărul Backpacker Life cum aberează și acum lăsând gândul la o parte, trebuie neapărat să vedeți zona asta pentru că este extrem, extrem de interesantă și sunt foarte, foarte fericit să mă aflu aici. By the way, orașul se numește Gunsan, îl puteți căuta pe hartă, este un orășel micuț în care nu se întâmplă o mare lucru și eu am zis că totuși trebuie să găsesc cele mai interesante lucruri de aici astfel încât să vi le prezint și cumva să le împletesc cu lucrurile care mie nu îmi plac în Coreea de Sud. Vizionare plăcută! Înainte să vorbim, haideți să intrăm în apartament. Exact acum am ajuns. Bă, cred că ăsta este cel mai overkill apartament pe care mi l-am luat vreodată. Dragi prieteni, bine ați venit la videoul în care eu vă prezint lucrurile negative de aici, din Coreea de Sud. Mi-am dat seama că acum foarte mulți ani, eu am făcut un clip cu lucrurile care nu îmi plac în Coreea de Sud. Iar în acest video o să facem cumva ediția revizuită a clipului de atunci, pentru că sunt câteva lucruri care mie nu îmi plac aici în Coreea de Sud și am spus că ar fi interesant să vi le prezint. Dar întâi de toate, haide să vedem acest, repet, apartament overkill. Nu aș fi vrut să iau ceva atât de mare, doar că era singura variantă ok din acest oraș. Se numește Gunsan. Orașul mi se pare printre cele mai puțin turistice locuri din toată țara. Deci ăsta este livingul și bucătăria. Absolut huge, deci mult mai mare decât ce am văzut în imagine acolo. Acesta este dormitorul, o singură saltea, deci dorm pe jos, dar nu reprezintă asta o problemă. Al doilea dormitor, la fel cu saltea, și aici, nu știu ce chestie este exact. Ok, haide să vedem și baia. Mare baia, dar cu dușul așa combinat, no biggie. Și aici avem un working desk cu un miliard de review-uri. Aici au stat numai coreeni, nu cred că o să găsesc nimic în altă limbă. Acest apartament mă costă 58 de euro pe seară, nici nu știu dacă este într-o zonă bună, erau vreo 6 variante pe Airbnb de aici, ăsta avea 4,95 din peste 200 de review-uri, deci aici review-urile sunt tot timpul, în orice apartament în care stai are foarte multe review-uri și de cele mai multe sunt pozitive. Să ne așezăm, să ne instalăm de fapt, zic eu.
De fapt, până mă instalez eu, haide să vă las cu primele două lucruri, nu sunt neapărat într-o ordine, primele două lucruri care mă scot în minți aici, în Coreea de Sud, astea două pe care le vedeți acum, primele le-am filmat pe drum, pentru că m-am lovit de ele de azi dimineață, când am plecat din locul în care mă aflam înainte, se numea Gwangju, și până să ajung aici. Am spus că ar fi drăguț să începem cu acelea, deși, repet, nu alea sunt cele mai grave, alea sunt așa niște chestii micuțe, dar se întâmplă destul de des și au intrat pe lista asta cu locuri ce mă scot din minți în Coreea de Sud. Dragi prieteni, voiam să vă reamintesc de tururile prin Thailanda organizate de Eddie de la thailandezul.ro. Tururile lui sunt speciale, se bazează pe 12 experiențe absolut mega cool pe care trebuie neapărat să le trăiești în momentul în care te duci în Thailanda. Deja două dintre tururile pe care el organizează sunt sold out și a mai deschis încă 3 perioade. Găsiți link în descriere și dacă vreți să aflați mai multe informații, duceți-vă acolo frumos, vreți toată experiența, toate chestiile pe care vi le oferă Eddie, dar puteți să aveți încredere în mine că e de nota 10. O altă chestie care mă enervează în Coreea de Sud și care s-a întâmplat în apartamentul celălalt, am stat într-un alt oraș pentru câteva zile, este legat de prosoape. Sunt multe locuri în care nu o să primești prosoape mari, prosoape de baie. Stați puțin că eu de baie acum am ieșit din duș și pe aici sunt niște oglinzi și trebuie să fac cumva astfel încât să nu mă filmez. Uitați-vă puțin câte prosoape sunt aici și toate sunt mici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cu încă 2 sau 3 care stă acolo în cameră, 10 prosoape mici. Nu este o chestie extrem de comună asta, doar că din 7-8 apartamente vei găsi 2 care să nu-ți dea prosop, nu o să-ți dea prosop de baie. Ceea ce înseamnă că ori trebuie să ceri tu prosop de baie, ori trebuie să o lași așa. Eu știu că de obicei dacă cer prosop de baie o să spună că asta e puțin că l-aduc mâine. Eu în apartamentul ăsta am stat doar 2 zile, așadar m-am descurcat cu aceste batistuțe. O altă chestie care mă scoate din sărite aici în Coreea e dat de faptul că niciodată la Tourist Information oamenii nu lucrează, nu sunt acolo. De exemplu, acum sunt în gara din Gwangju și trebuie să mă duc către locul pe care deja l-ați văzut dacă am filmat din apartamentul respectiv. Și la Tourist Information aici tot timpul zice we are out for a while. Și când zic for a while, eu stau de vreo 30 de minute aici și nu se află nimeni. Haideți să vă mai arăt un lucru extrem, extrem de amuzant. Uitați-vă, deci scrie în coreană, da? Haideți să vedeți că mută pe engleză. Dacă mai mută pe engleză. Uitați-vă și voi cât poate să scrie în coreană. Deci vedeți cât stau pe coreană. Haide, haide, haide. Nu o să tai deloc aici, astfel încât să vedeți de ce mă lovesc. Așa. Și acum scrie în engleză. Banc, deja a schimbat. Dați-vă și voi. Și pac, gata, au schimbat. Deci în engleză a trebuit să stau, să-mi dau seama, să fac poză, să încerc să traduc. Nici nu pot să folosesc aia cu Google Translate astfel încât să poate să traducă, pentru că nu stă imaginea de ajuns de mult, stă, nu știu, 4-5 secunde, n-am pe cine să întreb aici. Da, asta este altă chestie care mă enervează, nu era pe listă, dar m-am lovit de ea și am zis că e bine să vi-o arăt. Totuși, nu pot să nu observ și lucrurile wow. Haideți să vă arăt care este viteza pe Wi-Fi-ul public de aici, din gara din Gwangju. Deci sunt 500 de mega, frate, cu 300 de mega upload. Așa ceva este absolut ireal. Repet, Wi-Fi-ul public, fără parolă, al gării de aici. Wow! Eu am fost puțin pe afară acum, am făcut un hike de aproximativ o oră și jumătate, dar n-am filmat și voiam să vă arăt zona asta în care stau, că mi se pare că arată mega, mega ciudat pe aici, cel puțin noaptea. Nu cred că se vede foarte întunecat pentru că e camera asta. Bună e tot când vine vorba de filmat noaptea. Dar poate vă dați seama cât de... Deci nu e nimic pe aici, frate. Nu știu cum am nimerit eu apartamentul ăsta, cum l-am găsit.
dar nu se întâmplă absolut, absolut nimic în zona asta. Uitați, de exemplu, cât de mișto arată pe aici. Așa, deci locul acesta, Gunsan, este un oraș industrial în care se construiesc, se fabrică, de fapt, foarte multe componente pentru mașini. Pe lângă treaba asta, există și două baze militare americane extrem de importante aici, ci au și două muzee pe care cred că o să mergem să le vizităm. Faza este că din cauza acestor baze militare există o mare problemă aici cu hărțile, iar asta este prima chestie ce nu îmi place, prima chestie ce urăsc cu adevărat aici în Coreea de Sud este dată de hărți. Sau mai bine spus, de faptul că nu poți să folosești, sau că nicio hartă pe care o găsești nu este reliable. Ca să faceți o idee, să zicem că, de exemplu, vrei să mergi, nu știu, într-un club, da? E, cauți numele clubului, îl găsești în limba engleză, îl bagi pe Kakao Map sau pe Naver, cele două aplicații care se folosesc aici, și evident că nu le găsești. Nu găsești clubul respectiv pentru că nu ai băgat în hangul, în limba, în alfabetul lor. Dar ca să găsești numele locului în alfabetul lor, trebuie să bagi pe Google Maps, iar de pe Google Maps, nici măcar nu știu de ce merge o parte, ar trebui să merge o parte cealaltă, așa, iar de pe Google Maps intri, bagi acolo adresa în, sau bagi numele clubului în alfabetul nostru și mai jos pe Google Maps, dacă vei căuta, vei găsi și traducerea în coreană. Problema este că în peste 60% din cazuri nu funcționează traducerea respectivă. Deci am pățit să stau câte 10-15 minute să caut un loc pe care vreau să-l văd, pentru că este absolut, absolut imposibil să te descurci. Și repet, folosesc 3 hărți, nu una, ci 3. A doua problemă majoră, iar asta este extrem, extrem de deranjantă, e dată de taxiuri. Deci am ieșit într-un club acum câteva nopți și pe la ora 1 am vrut să mă duc acasă. Că sunt bătrân, nu mai stau până la 4, stau și până la 1. Dar mai bine decât să-mi vedeți moaca, vă filmez pe aici. Uite, niște rochii. Da, deci mi se pare că arată absolut... Uitați-vă și voi, nu e nimeni, frate, deci nimeni. Așa, deci am încercat și eu să mă duc acasă. Evident că transportul în comun nu mai mergea la ora aia. Și am zis, bă, hai să iau un taxi. Nu, frate, nu am reușit să prind nici măcar un taxi. Am oprit vreo 5, erau în stânga și în dreapta mea o grămadă de coreeni care luau taxiuri fără niciun fel de problemă, doar că eu, la mine, toți care se opreau, le dădeam adresa, vedeau că e scris în limba engleză și nu aveam absolut niciun fel de șansă, pentru că spuneam no. Deci nu voiau să mă iau oamenii și nici nu voiau neapărat să facă un efort pentru a înțelege măcar unde am adresa, pentru că eu mi-am dat seama că, doamne, nu pot să-mi citească adresa și am zis, ia stați să vedeți că fac eu altceva, traduc adresa folosind, evident, Google Translate. E good luck with that, că evident traducerea de pe Google Translate nu e reliable. Ia uite aici din cum. Deci da, asta cu taxiurile m-a spart și a trebuit, ca să vedeți ce am făcut, deci am ieșit pe la ora 1 și ceva din club. Am stat să caut taxi nu știu ce, vreo jumătate de oră și până la urmă am mers pe jos acasă, undeva la vreo 5 km. Nu reprezintă asta o problemă, că mergi pe jos, era ok, seară, eram puțin băut, pentru cei care sunteți urmăriți pe Instagram, probabil că ați văzut ce haos a ieșit. Deci da, asta cu taxiul, deci m-a spart. Acum când am ajuns aici, am spus proprietarului, băi, scrie-mi adresa exact așa cum se scrie în limba voastră, astfel încât să o pot da taximetristului și să pot să ajung aici fără probleme. E, și dacă voi credeți că eu știu pe unde trebuie să iau acum, deci am venit dincolo, hai să încercăm încolo și dreapta. Că nici nu mi-a luat telefon la mine ca bou, știu codul de la casă. Dar mi-a lăsat telefonul, l-am încărcat.
Am ajuns acum la una dintre atracțiile pe care voiam neapărat să le văd aici în Gonsan și de-a lungul acestei plimbări, deci din câte vedeți este o șină de cale ferată care merge prin mijlocul orașului și aici zona asta e cunoscută ca Railroad Village. De aici până la Railroad Village ăla pe care îl găsești pe Naver Map mai sunt undeva la vreo 500 de metri, dar am făcut eu dreapta din drumul principal și am văzut că și pe aici există aceste railroad tracks. Ce nu v-am spus despre Gonsan, bine, aproape că nu v-am zis nimic, dar acest loc, pe lângă faptul că nu este turistic, are câteva lucruri interesante. Faptul că aici este cel mai roditor sol din întreaga țară și că aici se cultivă și se cultiva cea mai mare cantitate de orez. Iar asta înseamnă că în momentul în care coreenii au fost colonizați de japonezi, japonezii au venit și s-au așezat pe aici și de aceea o să mergem, cred că mâine sau poimine, astfel încât să vedem câteva case, câteva zone care au fost conservate și care arată exact ca în perioada în care japonezii au venit și și-au băgat nasul peste treburile ăstora. Uitați cât de drăguț drumul principal acolo și pe aici este intrarea către Railroad Village. Așa, altă treabă interesantă, dată de faptul că acest oraș Gonsan se află în partea central-vestică a țării. Și faptul că se află în partea central-vestică a țării, poate nu contează foarte mult, dacă te uiți la hartă, vei vedea că este puțin așa spre stânga. Și fiind spre stânga, înseamnă că nu a fost atât de afectat de războiul corean. Dacă nu știați, Coreea prin anii 50 a avut război, Coreea Mare, a fost un război intern, iar războiul respectiv, un război de ideologie, un război de identitate națională, ca să-i spunem așa, atunci s-a făcut separarea celor două Corei. Și atunci ai avut Coreea de Sud și Coreea de Nord. Iar locul acesta este puțin în stânga și de aceea bătălia și luptele care s-au dat în Coreea Mare atunci, înainte de divizare evident, au fost pe partea centrală, ceea ce înseamnă că partea vestică nu a fost atât de afectată. De ce contează treaba asta că n-a fost afectată? Uite cât de mișto este deja din spatele meu. Drăguț de tot. De ce contează? Pentru că acele case japoneze pe care mergem să le vedem și vibe-ul overall al orașului nu a fost schimbat, nu a fost alterat. Iar treaba asta îți dă cumva o experiență unică. Repet, este printre cele mai puțin turistice orașe pe care o să le găsești, mai ales că cele mai multe dintre cele care sunt turistice îți oferă multe chestii interesante. Iar acestea oferindu-ți două, trei lucruri care și alea sunt oarecum average, evident că sunt cumva evitate de turiști. Trebuie să știți că asta este o zi de luni și de aceea nu sunt oameni pe aici, dar sunt convins că nici într-o zi de sâmbătă nu e cine știe ce, pentru că, da, nu știu, istoria acestui loc chiar nu știu, am încercat să caut, am găsit doar informații în coreană, în hangul și nu am reușit să-mi dau seama de ce s-a întâmplat și cum au, bine, probabil că la vinte de a fost astea, railroad tracks-urile astea au fost la un moment scoase din uz și au zis, bă, haide să le folosim cumva, să facem ceva, să facem o chestie turistică. Iar asta este o idee chiar bună. Și acum este timpul să vă mai spun despre o chestie care mă enervează, mă scoate din sărite aici în Coreea, e dată de faptul că toate fetele cu care vorbești pe Tinder nu au poze la profil, frate, marea majoritate. O să vă pun acum una, două dovezi, astfel încât să vedeți cum stau lucrurile. Iar asta se întâmplă de multe motive. Unul la mână, că lumea nu prea folosește Tinder-ul foarte mult. Și doi la mână, pentru că, în caz că nu știați, sexual harassment-ul este destul de ridicat aici în țara asta, eu habar n-aveam. Și atunci lumea este foarte reticentă în a-și pune pozele online, pentru că știi că sunt mulți oameni care îți iau pozele și le pun pe diverse site-uri din astea dubioase. Evident că aici sunt nelipsitele fotobooth-uri. Bă, deci cât de amuzant sunt cu chestiile astea. Uite, 4000 de won de aia dai ca să intri aici. Ia. Doamne, nebun sunt, bă, frate, cu chestia asta. Îl vedeți aici pe bătrânul El Viejo,
Bătrânul backpack, bă, nu stați. Am zis clar că nu mai îmi spuneți bătrânul, îmi spuneți tânărul backpack. Vă rog eu din suflet, pentru că au fost mulți și mi-au zis, bă, Cătălin, nu-ți mai spune bătrânul, că dacă spui bătrânul, o să te comporți ca un bătrân și o să îmbătrânești de-a binelea, pe bune. Ce mă enervează e că totul e închis și că nu pot să-mi cumpăr și eu o cafeluță. A, ce mișto să stea. Stai aici și tragi la țintă. Ce tare e chestia asta. Dar vedeți? Și aici, închis. Bine, este un loc foarte mult pentru copii. E clar. Uite, las sunt eu. Ok, iar aici am ajuns la finalul, la capătul liniei. Cum ar veni? Super interesant. Chiar e drăguț. Îmi place cum au conservat așa șina de cale ferată și acolo e drum principal. Drum principal și trebuie neapărat să menționez faptul că internetul Wi-Fi-ul merge perfect și aici. Am, nu știu, 400 cu 200, ceva de genul ăsta pe stradă. Mă refer la internetul public. Exact acum m-am lovit de una dintre problemele aia cu hărțile, deci trebuie să ajung către Kunsan University. Kunsan zic ei aici în limba asta. Și asta e altă problemă. Orașele se numesc într-un fel, au vreo 2-3 nume, de exemplu orașul se numește Gunsan, dacă vei căuta pe net, îl vei găsi și Kunsan. Și trebuie să ajung la Kunsan University, din motive private, așa, și am băgat frumos, evident, mi-a zis trebuie să iau autobuzul, nu știu care, m-am suit în el și după 200 metri am văzut că autobuzul ia în direcția cealaltă și nu era clar. Și mi-am dat seama că pentru transportul în comun nu sunt bune hărțile lor și mai bine folosim Google Maps-ul. Deci am luat basul. Am plătit un dolar și ceva și poate a trebuit să merg pe rost încă vreo 500 metri și acum am destat, cred că vreo 4 minute până vine basul, astfel încât să nu întârzi la treaba pe care o am. Altă chestie care mă scoate din minți în Coreea de Sud este dată de faptul că îți va fi extrem de greu să găsești frizerii, frate. De-aia am părul așa. Pentru că în momentul în care cauți, te uiți la o frizerie, dacă bași pe oricare dintre hărțile anterior menționate, nu vei găsi nimic. Și singura șansă este aceea de a merge pe stradă și de a încerca să îți dai seama ce magazine sunt sau care sunt frizeriile, pentru că de cele mai multe ori nici măcar nu sunt semnalizate. Iar astăzi am ajuns la singurul templu budist de aici din Gunsan. Este considerat extrem de important pentru oraș și haideți să încercăm să-l vizităm. După cum am spus, este singurul templu budist din întreaga țară. Și nu știu dacă se poate intra. Din câte văd. Mamă, dar ce e aici, frate? Ce s-a întâmplat cu templul ăsta? L-au plațhăisat? Ce i-ați făcut, mă? A, bine că cafeneaua e deschisă. Dar mi se pare foarte interesant că, bă, practic, cum îi zice, gardul ăsta de gunoaie e pus ca nu cumva să intri în templu. Ce ciudat. Doar eu și cu bătrânii. Atât. Singurele persoane care vin aici. Templul mai este important pentru încă un motiv. Pentru faptul că are aici această statuie, ce are ca menire comemorarea coreencelor ce au fost supuse sclaviei sexuale de către cuceritorii japonezi în momentul în care Coreea a fost colonizată de japonezi. Și au făcut statuia asta strict ca japonezii de acum care vin aici să nu uite atrocitățile pe care le-au făcut strămoșilor. O chestie interesantă pe care o descoperi în momentul în care călătorești foarte mult
e dată de faptul că îți dai seama că, în principiu, problemele pe care le au oamenii la nivel global sunt cam aceleași. Sărăcia există peste tot, războaiele s-au purtat la fel, indiferent că vorbim de America Latină, unde au venit spaniolii și ce au făcut ăla, indiferent că vorbim de Coreea, că au venit japonezii și că i-au cucerit, că i-au colonizat, că... deci nu are niciun fel de relevanță. Oriunde te duci pe planetă, problemele sunt aceleași. Ce totuși e important de înțeles, modul în care oamenii au reușit să facă pace cu problemele respective. Mă refer la oamenii de acum. Pentru că sunt țări în care oamenii în continuare poartă o ură foarte mare față de conquistadori sau față de trecut, cum e de exemplu în America Latină. Aici la Coreea nu știu exact cum e, dar din modul în care este societatea dezvoltată, sau mai bine spus, din cât de dezvoltată este o societate, îți dai seama că oamenii cumva au trecut peste trecut și au învățat ceva din experiențele oribile prin care au trecut. Frumos asta de trei ori. Trecutul este ceea ce devine mereu trecut. Templul de față a fost construit în 1650, iar înăuntru lui s-au găsit toate aceste, nu știu cum se spun, plăci, care sunt la număr 380 și pentru cine știe să le citească, atestă faptul că 1300 de călugări au trăit, au lucrat, sau cum se spuneam, în acest templu de-a lungul, timpului. Bă, dar asta e, frate, eu nu pot să intru să văd nimic aici. Bine, sper să nu-mi ceară ăștia să-mi pun. A, dar dacă intrăm aici trebuie să-mi descălțăm sau ce? Ia să vedem. A, nu, e închis asta. Nu putem intra. Că uite aici sunt statuile celor... A, la interior sunt doar, da, sunt doar 380 de statui aici înăuntru. Le puteți vedea acolo în față. Dar cred că e închis, nu știu ce se întâmplă. Iar acum am ajuns în cartierul japonez. V-am spus eu mai devreme în vlog că există aici o parte a orașului care a fost perfect conservată și arată așa cum arăta acum 250 de ani. Bine, probabil că așa aceste case au fost cumva recondiționate. Uitați cât de mișto aici. Grădina asta, asta îmi place foarte mult, bă, modul în care îmbină ei tradiționalul, ia putem să luăm pe aici, da. Tradiționalul cu arhitectura nouă, mi se pare super mișto și chestia asta am observat-o și în Seul, în fiecare oraș care m-am dus, am văzut așa ceva. Ai, uitați cât de marfă, uite cât de drăguț, ai grădina asta, iar în jur, uite-te în jur, iar în jur sunt numai străzi, clădiri înalte. Ia, hai să vedem dacă mergem pe aici, dead end, nu. A, cred că aici mergem pe strada principală din, din acest cartier. Da, mă, pentru că uite lumea care face poze. Și de fiecare dată când e lumea care face poze, e clar de ce. Cât de frumos. Și da, să știți că am căutat să stau și într-o casă din asta. Pare că ori nu sunt available pe Booking și pe Airbnb, ori nu există deloc. Ia uite, asta este altă grădină. Dar probabil că aici era mai bine să vin noaptea, doar că zice că diseară o să plouă. Și atunci de-aia a venit acum. Este aproximativ ora 14 și uitați-vă, totul este foarte, cerul este extrem de hazy. Și așa a fost în fiecare zi. Deci vedeți, este locul ăsta aici conservat și bang, bloc în spate. Ceea ce te va enerva cel mai mult în Coreea de Sud e dat de modul în care oamenii se poartă cu cei care nu sunt coreeni în anumite establishments-uri. E foarte important de înțeles că asta nu este o treabă extrem de des întâlnită, ci te vei lovi de ea în anumite locuri. De exemplu, în cluburile de noapte, eu am pățit de cel puțin 5 ori în ultimele 3 săptămâni să nu fiu lăsat să intru pentru că nu sunt corean. Sunt locuri în care ți este cerut ID-ul, că poate, nu știu, tu par corean, de fapt nu ești corean și nu ești lăsat să intri dacă nu poți să arăți un ID corean valid. Asta este o chestie
pe care eu n-am mai întâlnit-o pe nicăieri prin această lume și sunt convins că dacă așa ceva s-ar întâmpla, de exemplu, nu știu, în Europa, cu siguranță că lucrurile ar escalada și persoana respectivă sau business-ul respectiv ar fi distrus, asasinat, fără niciun fel de discuție. Totodată, deși lumea numește acest aspect sau această activitate o încadrează ca fiind o activitate, această reacție o încadrează ca fiind una rasistă, eu nu o văd așa, eu nu m-am simțit, nu știu, nașpa, că nu am fost lăsat să intru, a fost mai mult o chestie de frustrare, că eu chiar voiam să mă duc în clubul respectiv, chiar voiam să o ard pe acolo, și eu pun mai degrabă pe seama unui elitism, iar eu sunt o persoană elitistă și atunci mi se pare normal că dacă ei consideră că, bă, Doamne, cine nu e corean, nu e îndeajuns de elitist pentru noi, ei mi se pare normal să nu fie lăsat să intre. Așa văd eu lucrurile. Deci aici am ajuns la casa în stil japonez, pe care evident că nu putem vizita. Uite, până pe 22.06 este închis aici. Nu știu când o să vină video, dar acum nu este 22 iunie. Ce aiurea, frate. Și cu asta ajungem la următorul aspect care te va scoate din minți în Coreea de Sud, faptul că lucrurile și locurile se închid câteodată complet random. Din ce au observat, ăștia o politică, nu știu, cumva ca în Spania sau ca în Argentina, un fel de siesta. Dacă te duci să mănânci la ora 15, îți va fi foarte greu să găsești un restaurant deschis. Nu ar fi asta o problemă. Problema este că pe hărțile anterior menționate, nimeni nu scrie chestia asta. Deci tu cauți, găsești 20.000 de restaurante și când te duci acolo, vezi că toate sunt închise. Nu mă aștept ca Google Maps să fie actualizat, dar măcar hărțile locale să pună acolo un semn roșu prin care eu să știu că localul respectiv este închis. Nu înțeleg de ce îmi scrie aici Photozone. Nu pot să-mi dau seama exact ce e treaba asta, dar uitați-vă ca să vedeți toate magazinele, totul pe aici este închis. Nu există ceva deschis. Ia uite pisicuțul ăsta cum stă. A, nu vrei să te timp, mami? Ce faci? Mami. Asta este că te sperii de cameră, nu vreau să te deranjez. Stai acolo și dormi. Chiar nu vreau să te deranjez. Deci asta este un Photozone. Mi-ar plăcea să înțeleg de ce. Doar că e chestia asta verde aici. Măi. Stați, bă, că s-a prins bătrânul. Deci mi-arată aici asta. Și este exact acest colț. Dar nu înțeleg de ce mi-l arată acolo în poze. E ceva important. Ce e aici, frate? Pare un magazin de ăsta părăsit cumva. O fi super vechi și de-aia este așa cumva conservat, dar pare părăsit. Iar aici pe partea asta e un magazin de ai rișcă, mă, care e plăcut de la rișcă. Rișce? Riște? Cum îi zici? Dar nu înțeleg de ce. Uite, pe ăștia aici, frate, au venit să-și facă poze în fața acestui magazin, ești nebun? Da, nu înțeleg de ce. E vreun magazin, ceva important ăsta, nu-mi dau seama exact. Da, mă, uite, sunt cu niște poze, ceva, trebuie să-mi pun masca și mielene. Muzeul fotografiei, nu știu ce este. Stați că am căutat acum, deci este aici în spate un magazin, se numește Christmas in August. Și zice că în locul ăla, în care am intrat-o puțin acum, s-a filmat o parte din acel film. Eu n-am auzit de filmul ăla în viața mea, poate un film, cu siguranță un film corean. Habar n-am de el, nu știu nimic. Dar ce că ar fi faimos. 10 minute mai târziu m-am tuns, fraților, am trecut pe lângă un loc ce avea semnul ăla de frizerie afară și am zis, bă, nu se poate așa ceva. Stai să văd. De foarte multe ori mă uit să văd dacă e sunet ok, pentru că am un microfon nou, care e un microfon digital ce se conectează direct la cameră fără cablu și are multe moduri prin care poți să-l folosești. Și de aceea vreau să mă asigur că
să aude bine sunetul și că e direcționat spre mine, pentru că pot să schimb. Nu știu ce v-am spus treaba asta, probabil că nu interesează pe nimeni. Așa, deci m-am tuns cu $14 și mi se pare că m-a tuns chiar bine, bine tot omul. Sunt fericit, frate. Sunt fericit, dar a fost greu cu comunicarea. De am arătat niște poze, am înțeles și m-a făcut casă. Mamă, și cred că acum am ajuns în cea mai tristă piață pe care am văzut-o vreodată în viața. Pe care am văzut-o vreodată în viața mea, frate. Vreau să mănânc și-o ceva. Problema este că pe oriunde mă duc, totul e închis. Iar asta este extrem, extrem de enervant și de dezamăgitor. Bă, frate, și ora 2, bine, 3 acum. Găsesc și eu un restaurant, frate, ceva din asta așa cu mâncare de aici. Până la urmă am găsit aici un loc cu niște fish cake. Deci nu știam că ăsta așa se numește, frate, că așa îi zice. Și nu vă puteți da seama cât de bun poate să fie, poate să fie ăsta. E super moale. E o din asta, o, un fel de, nu știu cum să-i spun exact, dar înăuntru se simte peștele și are aroma de pește bun. Tot fish cake arată extraordinar. Dăm asta niște gogoși aici, frate, excepționale și i-am spus să mai facă încă 4, trebuie să obișnuie cât de mișto. Deci super. Ia uite-și doamna asta. Asta cred că e maică-mea, mă caută. Kansamida, aneo haseo. Kansamida, bye bye. Ce oameni sunt coreenii, bosule, deci este ireal. Am stat acolo, am mâncat alea două, mi-am mai pus la pachet și n-a vrut să-mi ia banii, frate, sunteți nebun la cap, deci nu a vrut să-mi ia banii. Îmi pare super rău că n-am putut să comunic cu doamne, că stăteau acolo, au vrut să mă întrebe de unde sunt, le-am arătat eu pe hartă, dar nu a vrut să-mi ia banii, frate, ireal, deci sunt oamenii într-un mare fel aici, sunt îndrăgostit de țara asta. O nouă zi, o nouă problemă. Mi-am pierdut iarăși cartela aia T-Money, frate. Și asta este o altă chestie care mă enervează aici în Coreea de Sud. Faptul că dacă nu ai acea cartelă, nu te poți sui în transportul în comun. Sau cel puțin n-am văzut să poți să plătești acolo la omul din față. Și dacă ești neatent, așa cum sunt eu, și pierzi două cartele, eu am pierdut două, una dintre ele avea $4. Și asta tot așa, undeva la vreo $3-4, pentru că de-aia niciodată nu bag foarte mulți bani, deoarece știu că o voi pierde. Acum trebuie să găsim un 7-Eleven. Și vă rog să nu vă mirați din nou când mă vedeți pe drumul. Ideea este că apartamentul ăsta în care am stat acum l-am făcut doar pentru 3 zile și mai am zis încă 2 zile aici. Trebuie evident să găsesc altceva. Părea destul de interesant din ce am văzut pe Airbnb. Dar să vedem cum se și prezintă realitatea, că sunt câteva chestii care sunt puțin mai iffy, dar mai întâi să rezolvăm asta cu cu cardul. Zice că mai în față, la vreo 500 de metri, ar trebui să găsesc un Airbnb. Un Airbnb, un 7-Eleven. Ce asta aici? O biserică? Da, mă, ăștia au o foarte mare comunitate de catolici protestanți. Sau cum le zice. Asta e biserica. La fel presupun că observați faptul că iarăși este gol pe străzi. Iar asta este o zi de miercuri. Și tot, nu știu, o fi orașul ăsta prea mare. Mă refer ca spațiu raportat la la numărul de oameni. Am găsit într-un final și 7-Eleven-ul. Cred că n-am parcurs în viața mea un kilometru din locul în care mă aflu pentru a găsi un 7-Eleven. De obicei sunt peste tot. Ne punem masca, hai să vedem. Are masă.
Și nu-mi dau seama dacă ăștia aici au card. Cartelă din asta, frate. Și nu cred că au. Să mor eu. Da, și exact acum am aflat și eu că nu pot să cumpere de la 7-Eleven. Deci am cumpărat eu în trecut de la alte magazine. Ce dracu, frate, că eu țin minte că de la 7-Eleven sunteți nebuni. Mamă. Băi, e super mișto că vedeți toate problemele prin care trec. Probleme pe care nu le aveam scrisă pe listă în momentul în care am început acest video. Dar e bine pentru că învățăm să le și rezolvăm să trecem peste ele. Asta e important. Hai frate, nu vreau turlă de biserică, vreau... A, uite-l aici. See You. Deci asta este un fel de 7-Eleven, See You și mai sunt turile GS25. Nu știu ce le spune... Hai să nu mă calci o mașină asta. Nu știu ce îi spune GS25. Dar aici ar trebui să aibă, frate, asta este... Nu știu... Al doilea sau primul, cel mai mare... Cel mai răspândit market de pe aici. Dacă nu am un ba piciorul, frate, dar n-are cum. N-are cum să n-aibă aici. Are o haseo. Kasamida, are o haseo. Deci da, a trebuit să iau din nou cardul, evident. Faza e că am stat mai mult, deoarece eu nu știam că atunci când îți iei cardul se cere data nașterii. Și săraca tipa a încercat să-mi explice până când a scos Google Translate-ul și s-a descurcat. Deci aveam 4 sau 3 dolari pe aia, am pierdut vreo 7 dolari pierzând. Știți care e problema? Că eu am scos cardul din chestia asta, frate, și nu e bine. Trebuie să-l ții în asta, pentru că l-am scos și ele foarte, foarte subțire. Cred că de-aia e și făcut așa și l-am pierdut. Extrem, extrem de subțire. Și acum trebuie să am, nu știu, sper să nu mai pierd până plec de aici. Am coborât din bus pentru că mi-am dat seama că fiind ocupat cu chestia asta cu cartela, eu mă duceam către cazare acum. Am uitat că check-in-ul este la ora 4. Și aici ajungem la altă chestie ce mă enervează teribil, nu doar în Coreea de Sud, dar am văzut că aici este mult mai proeminentă, ca să zic așa. Check-out-ul 10:30-11 cel târziu, check-in 3:04. Hai să zic că poate n-ar fi asta cea mare problemă. Dar problema mare e dată de momentele în care cazarea este liberă, pentru că eu pot să văd treaba asta. Pot să mă uit să văd, domne, cu o zi, două înainte când fac booking, mă uit să văd dacă pot să fac booking din ziua respectivă. Și aș fi putut să fac de ieri, de înseamnă că acest apartament era liber. Și am întrebat, pot să fac check-in? Și a zis, nu, this is our policy. Deci au chestia asta, că nu, this is our policy. Indiferent dacă apartamentul este gol sau nu. La fel am pățit și în Seul. Eu am auzit la 7 dimineața, apartamentul era gol 100% pentru că mi-a zis. Dar la fel mi s-a spus că, domne, dacă vrei early check-in, te costă $10 pe oră sau dai $50 și îți faci check-in-ul când vrei tu. Este ora 3:10 și mie proprietarul sau proprietara încă nu mi-a trimis detaliile de check-in. Adică mi-a spus, că ne-a scris azi dimineață, băi, pot să vin mai repede? A, nu, la 3. E, și acum o să-mi prezint chiar la ora 3, pentru că dacă nu îmi dă acces la ora 3, o să mă enervez. O ții tare cu ora 3, regulile. La ora 3 vreau să pot să intru în apartament. Și am calculat că fac de la Starbucks de acolo până la cazare. Și dacă nu... O să-i scriu, domne, ai pus ora 3, respect ora 3, nu ora 3:02 sau ora 3:03. Apartamentul ăsta se află într-o zonă complet diferită față de cea în care am stat. E mai aproape de un lac foarte drăguț pe care o să vi-l arăt la sfârșitul acestui video, pentru că vreau să terminăm videoul acolo. Și de aici am demers undeva la
nu știu, 300-350 de metri. Dar la fel, după cum puteți vedea, străzile sunt goale. La ora 3, într-o zi de joi, cred că e astăzi. Update! I-am scris să stea, dumne, ajung acum la apartament în 2 minute și face: a, păi era gata de la ora 1. Și am zis: păi, și de ce nu mi-ai zis? A, păi, nu știu, am uitat. Deci am stat 2 ore ca prost acolo la Starbucks, când puteam foarte bine să intru în apartament. I-am zis: nu e niciun fel de problemă, nu e nimic. Băi, deci știi că asta este clădirea. Evident că nu am reușit să mă descurc, că trebuie să scriu proprietarului. Și uitați-vă cum sunt scrise aici adresele. Hello. Mi-a zis cineva: hello, uitați-vă cum sunt scrise adresele. Și eu acum mă simt ca în Transnistria, bă. Deci să mor, ia să vedem. Asta. 1, 2, 3, 4. Ah, perfect. Gata. Ia să vedem. Și aici etajul. Trebuie să-mi dau seama ce etaj exact. M-am uitat acum pe Airbnb, e etajul, bine, apartamentul e 403, mă gândesc că 4 e etajul și apartamentul ar trebui să fie 3. Da, da, da. Gata, hai că mi-am descurcat. Sper. 404, 403. Să vedem. Ia să vedeți ce cazare drăguță. Stați să mă descalț. Așa cum v-am spus, trebuie să fii atent aici, pentru că lumea e extrem de precaută când vine vorba de curățenie. Ia uitați ce cazare. Am acest retroproiector și faza tare este că dorm într-un cort, bă. Deci așa e aici cazarea. Era singura pe care am găsit-o la un preț ok, un preț decent, dau 50 de euro pe seară. Uite aici și laptop conectat deja la Netflix. Am și mașină de spălat. Și zice că am... Mamă, ce haos aici. Dar nu contează. Lacul e undeva în partea aia. Ia să vedem baia. O, da. Și baia decentă, evident cu duș din ăsta crecat de pătine. Așa, altă chestie care mă enervează pe mine la coreeni, dată de atașamentul pe care l-au față de cazări. Bă, deci o să-ți trimită niște mesaje din astea. Nu am întâlnit cel puțin 3 cazări în care mi se spunea clar că nu avem voie să stăm 2 persoane. Eu am făcut rezervarea pentru o singură persoană, dar ei mi-au scris: a, nu acceptăm dacă sunt 2 persoane, dacă e băiat și fată, nu acceptăm. N-am întrebat de ce niciodată, dar am pățit treaba asta la 3 sau 4 cazări de când am venit aici în Coreea. Nu știu care e faza, din cauza, poate sunt scandaluri, poate se certă ăștia. Și sunt extrem de atenți, îți trimit o grămadă de mail-uri să zică pe Airbnb: casa mea, vezi că nu știu ce, vezi că acest cort l-am pus nu știu când, vă rugăm frumos să spălați vasele, să lăsați mizeria la intrare, să aruncați gunoiul nu știu unde. Deci au așa un atașament din ăsta și pe durata șederii îți trimit multe, multe mesaje. Se întrebe cum e, se întrebe dacă merge apa caldă, se întrebe. Deci au un stil din ăsta, ba chiar la un tip mi-a scris că: băi, dacă să vin până acolo să mă uit, să văd că totul e în regulă, că n-ai nicio problemă. Și am spus: da, dar nu am nicio problemă, nu e nevoie, că dacă vrei poți să vii mâine. Și a zis: nu, dar nu este nevoie, nu este nevoie să vii, e totul ok, n-aveam niciun fel de chestie. Dar au treaba asta tot timpul, să vină, să afle, să se bage în seamă, să cunoască, să se asigure că tu n-ai nicio problemă sau că tu nu faci nicio problemă în casă, nu înțeleg, dar au treaba asta despre care trebuie să știți. Bă, aici să știți că se dorme bine. Problema e că ăsta m-a lăsat aerul condiționat pornit și acum este cald de tot. Mă enervează puțin asta, că o să mă lovesc cu capul din ea. Dar cazarea, să știți că e mega, mega, mega cozy. 4 cel puțin, forță. Și la bani așa 50 de euro, e bine. Bătrânul Backpacker Life a fost la o întâlnire. Motivul principal pentru care a venit în acest oraș. Și este aproape de ora 12 și acum o să vă arăt cea mai tare chestie de aici, din acest oraș. Este un parc fenomenal și sper ca luminile pe care le-am văzut
sau modul frumos în care este luminat parcul, așa cum l-am văzut aseară când am ieșit cu fata asta, că am ieșit în fiecare seară cu ea, doar am ieșit să se înțeleagă bine lucrurile, dar deci parcul m-a impresionat. Avem de mers vreo 2 km până acasă. Ca să vedeți și voi cât de gol este la ora asta. E o vreme excepțională, cred că vreo 17 grade. Și da, frate, stați că o să trecem un pod absolut fenomenal. Cred că se vede acolo în față. Noi trebuie să mergem înainte, să facem dreapta și să trecem tot acel pod. Ei, și acum haideți să vedeți o minunăție, frate. Aici sunt bărulețe, niște restaurante, evident goale. Și noi să mergem acum pe acest pod, care este printre cele mai frumoase pe care le-am văzut în viața mea. Extrem de colorat, extrem de mișto. Deci este o nebunie cât de mare poate să fie acest pod. Este în mijlocul lacului. Lacul se numește Eunpa, ceva de genul ăsta. Și uitați-vă și vezi cât de luminat poate să fie și cât de frumos. Pe lângă treaba asta, uite cățelul ăsta. Așa, pe lângă treaba asta, trebuie să știți faptul că nu sunt oameni, bă, niciodată aici. Luna, frumos. Deci, știți ce s-a întâmplat în acest oraș pentru mine? Am avut așa o revelație din asta, m-am simțit atât de relaxat, atât de liniștit. Chiar dacă am avut problemele pe care vi le-am prezentat și chiar dacă scopul acestui clip a fost, titlul a fost, băi, să vă arăt problemele de care mă lovesc aici în Coreea, overall m-am simțit și mă simt excepțional. Uitați, ăsta este un ring unde de obicei în timpul săptămânii, pardon, în weekend sunt spectacole, se cântă, se dansează. Cât de frumos poate să fie. Știți-vă cum îi zice luna? Și exact acum am ajuns la lumini. Și voiam să vă povestesc despre un alt lucru pe care îl urăsc aici în Coreea de Sud. Bă, faptul că toate chestia asta despre care am vorbit până acum pălesc în comparație cu avantajele pe care ți-l oferă această țară. Deci noi în acest clip am vorbit de niște lucruri extrem, extrem de mici. Și m-ați văzut pe mine trecând prin mai multe... Bă, este ireal ce... cum se vede imaginea de pe telefon, frate, noaptea. Deci acum este filmat doar cu telefonul 4K 60 de frame-uri. Mi se pare că se vede super ok. Așa, deci mi se pare că tot ce am vorbit noi până acum sunt lucruri extrem de mici și de insignifiante in the grand scheme of things. Adică nu poți să te plângi de un oraș care arată așa. Pe bune acum, deci chiar nu poți să te plângi. Eu, deci am fost cu fata asta când aseară am trecut pe aici. Și acum 2 zile am trecut, doar că am trecut în timpul zilei. Și în timpul zilei evident că nu se vede la fel. Noaptea, this place come to life. Și mi se pare că e absolut superb. Să închidem clipul aici. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. Vreau să aud care sunt părerile voastre vis-a-vis de raportat la lucrurile pe care, de care m-am plâns. Și cei care ați văzut până la sfârșitul clipului, chiar vreau să văd dacă sunteți de acord cu treaba asta, că am fost cam tipicare și că lucrurile mici chiar nu contează in the grand scheme of things. Love you. Și un cadou așa pentru cei care au rămas până la sfârșit, deși ați văzut podul că nu era absolut nimeni. Eu am venit a doua zi pentru a filma intro-ul acela explicativ și am spus, bă, haideți să vă arăt cum se prestă podul acum când se află pe aici ceva oameni.
Stați că s-aud în căști, s-aud de microfon muzica pe care o ascult eu. Ce mă interesează aici, mă interesează să-mi spuneți dacă se simte diferența de calitate dintre cameră și telefon. Că înainte tot ce am filmat aici pe pod, am filmat cu telefonul. Ajungem acum în zona mea preferată, cu chestiile așa laterale. Și voiam să facem o chestie. Hai să încercăm, puțin cu setările camerei, să închidem complet diafragma, să vedem ce se întâmplă. Deci acum sunt la 16, F16. Asta este cel mai prost F, adică niciodată nu se filmează la F16. Și acum, ia, haide să deschidem din nou la 1.8. Ia uite, diferență de la cer la pământ. Mamă, hai încă o dată. F16. ISO e la 6400, pentru că nu-mi place mie să-l țin mai sus. 6400 maxim. De fapt, ar trebui să țin pe la 12.000. Ce-i drept? Pentru că 12.000 e... Ia chiar mai ia să pun la 12.000, stați puțin. Gata. Acum am dat drumul la amărit ISO-ul, ia să vedem. Asta e la F16 cu ISO 12.800. Și dacă deschidem din nou. Uite, acum e la ISO 1600. Da, F1.8. Ia că așa o să ne dăm seama și mai bine. Deci suntem la F1.8 cu ISO 4000 acum. Și dacă închidem mult, 12.600 la F16. Mamă, asta e interesant. Da, mă, sunt convins că nu-i pasă nimănui de testele astea pe care le fac eu, dar mi se așa să facem ca un fel de cadou pentru cei care au ajuns până la sfârșit de-a lungul acestui vlog. Ce pe alocuri cred că a fost puțin haotic, anumite chestii pe care le-am zis poate că au fost aberante, dar sunt lucruri, unele dintre ele micuțe, pe care eu le-am observat pe aici și care m-au deranjat. În niciun caz mult, dar m-au deranjat. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, vă iubesc și vreau să au o părere despre cum vi se pare diferența de calitate între cameră și telefon. Love you! Pa!